lapte de cânepă, să știți că este foarte bun. Să facem laptele de cânepă. Și o să am nevoie de un blender. De cânepă și de apă. Și punem cânepa, o cântărim și apoi apa o vom pune de 4-5 ori mai multă. Până preparăm seara puțină apă cu cânepă, punem peste și acoperim. Eu aici am 20 de grame de semințe și 200 de apă, plus 50 cât am să pun peste, 250. Și punem așa, punem apă peste cânepă, așa, o acoperim și o dăm la frigider până a doua zi dimineață. Și rezultatul va fi acesta. Vedeți că s-a umflat? Ia uitați. Așa. Deci am pus cânepa cu apă până a doua zi. Și rezultatul va fi acesta. O să pun acum pentru mâine, ne facem câte o pahar de lapte vegetal. Așa. Și voi pune cânepa care a stat toată noaptea la frigider și când dorim să o facem, vrem să facem laptele mai gros, pune mai puțină apă. Vrem să-l facem mai lichid, punem de 5 ori, de 4-5 ori. Și voi pune într-un blender, voi pune cânepa aici cu apă. Așa. Și cu apa noastră să punem tot. Așa. Și am pus aici 200 de apă. Era de 250. Am lăsat 50 deoparte. Și acum voi închide și vom mixa. Este gata laptele nostru. Ia să vedem, să-l strecurăm și să-l punem într-un pahar. Așa. De cânepă. Să știți că este foarte bun, are gust de nucă. Și dacă doriți, puteți adăuga puțin zahăr. Puțin zahăr sau puțină miere. Să știți că este foarte, foarte, foarte bun. Lapte. Să știți că două zile în frigider, două, trei zile, îl puteți ține într-o sticluță.